своими глазами. Astăzi va avea loc evenimentul de lansare campaniei de conștientizare a populației privind procesul de imunizare în municipiul Bălți. Toți probabil că sunteți la curent că autoritățile publice locale trebuie să asigure imunizarea cetățenilor. În ultimul timp, mai ales în procesul când am avut COVID, ne-am dat seama că este necesar de a imuniza, fiindcă persoanele imunizate sunt niște persoane sănătoase, scade rata de mortalitate, morbiditate, avem un proces educațional sănătos, avem un proces economic care se desfășoară destul de bine, fiindcă persoanele activează la serviciu. Anul acesta, Primăria Municipiului Bălți, împreună cu Consiliul Municipal, încearcă să aprobe planul de imunizări pentru anul 2023-2027. Campania dată este binevenită, deoarece vine cu finanțare de către Organizația Internațională pentru Sănătate din Moldova, prin intermediul Asociației Obștești, Unitate pentru Echitate și Sănătate, care este partenerul fidel al Municipiului Bălți. Deci vor fi create grupuri focus din lucrători medicali, care vor încerca să strice stereotipurile care sunt deja de mulți ani de zile despre vaccinare, fiindcă câteva are persoane convingere religioasă că nu vrea să vaccineze, cineva are niște convingeri de sale personale, cineva nu este informat. Deci procesul dat va fi destul de interesant, fiindcă vor fi o conlucrare frumoasă dintre autoritățile publice locale, instituția medico-sanitară publică, centrul medicilor de familie, care va fi partea principală a acestui proiect, centrul de sănătate publică, asociațiile obștești de domeniul sănătății și desigur că mass media, fiindcă noi încercăm să schimbăm unele stereotipe. Vor fi publicate multe materiale, vor fi organizate ședințe, vor fi organizate diferite emisiuni, unde oamenii se poate să cunoască mai multe informații despre diferite maladii și procesul de vaccinare. Astăzi vrem să prezentăm conceptul de promovare în domeniul vaccinării populației. După cum cunoașteți, în ultima perioadă situația s-a agravat privind imunizarea populației din municipiul Bălți. Deci noi trebuie să întreprindem careva măsuri și suntem responsabili cu toții de aceste măsuri și de sănătatea populației. Deci astăzi noi vrem să lansăm un proiect în privința promovării vaccinării, să creăm niște grupuri de persoane care o să fie instruite de către formatori pregătiți special în domeniul acelui marketing, în psihologie, în promovare, pentru a continua promovarea în instituțiile din municipiul Bălți. Din instituțiile care o să fie petrecute instruiri în continuare, o să fie instituțiile de învățământ, instituții sociale, instituții și întreprinderi medicale, alte întreprinderi de unde activează un contingent mai mare de persoane, inclusiv persoane femei și nu numai, pentru că acolo unde sunt copii mici, acolo deja noi trebuie să lucrăm și să promovăm vaccinarea în continuare. Nu numai la copii, dar și la maturi. Astăzi suntem în primăria municipiului Bălți pentru a lansa un proiect comun, un proiect susținut de asociația noastră, un proiect al Centrului Medicilor de Familie privind promovarea vaccinării în municipiul Bălți. Noi suntem onorați să fim partenerii Centrului Medicilor de Familie, susținuți de Organizația Mondială a Sănătății. Pe partea de contribuție adusă sporirii ratei de vaccinare în Bălți, noi vom face tot posibilul pentru a susține acest proiect și a aduce toți partenerii și toate resursele necesare în jurul lui, în așa mod ca toate grupurile țintă vizate de proiect și instituții medicale, personal medical și personalul didactic și populația municipiului Bălți să cunoască cât este de importantă vaccinarea și să fie mai curajoasă în a se vaccina.
În cadrul proiectului vom informa deopotrivă și instituțiile de învățământ, instituțiile educative, instituțiile medicale, angajatorii, vom informa cu privire la importanța vaccinării și modalitățile de promovare a vaccinării. Noutatea acestui proiect vine și prin faptul că vor fi formați 20 de formatori, persoane cu competențe care vor putea comunica foarte convingător cu publicul pe partea de promovare a vaccinării. Vom folosi toate resursele OMS, vom folosi toate capacitățile dezvoltate, inclusiv în perioada pandemiei COVID, pentru a promova orice tip de vaccinare, pentru că orice vaccinare este important și vine cu avantajele sale.